lună nouă în semnul racului și nu numai ei vor fi afectați, impulsionați, ci și capricornii, bineînțeles, și berbecii și balanțele, deci în primul rând semnele cardinale. Vedem o schimbare destul de interesantă și de bruscă, de la o zi la alta. Ieri erau trei planete în semnul gemenilor, astăzi sunt trei în semnul racului. Cu ocazia aceasta se schimbă și prioritățile noastre, gândurile, sentimentele. Va fi bine. Iată cionțasele pentru cele 12 zodii. Berbec. Momentele petrecute în sânul familiei vă fac să vă schimbați prioritățile pentru perioadă, să vă detașați de agitația cotidiană și să abordați mai relaxat provocările profesionale. Gândiți poate să schimbați culoarea dintr-o cameră, ori să faceți niște schimbări mai serioase, în locuință, în curte. Taur. Poate că începeți seria unor vizite mai dese cu frați sau cu veri, mergeți împreună, la mare, la munte, sau prin împrejurimile zonei voastre. Socotiți poate că a sosit vremea să apelați la un mijloc comod și nepoluant de deplasare care să vă și scurteze timpul petrecut în aglomerație. Gemeni, nevoi și dorințe vă fac să vă gândiți la variante prin care să obțineți mai mulți bani în perioada următoare. Din munca voastră, din afacerea voastră sau poate că urmăriți ofertele de pe piața muncii. Iar astăzi poate că ieșiți la cumpărături în căutarea unor articole vestimentare de încălțăminte. Rac. Schimbare importantă față de zilele trecute în ceea ce privește tonusul, încrederea, optimismul. Și poate că luați o decizie radicală în ceea ce privește o relație, o persoană, sau vă hotărâți să abordați ceea ce până de curând pentru voi era doar un vis. Leu. Urmează o perioadă mai liniștită pentru voi. Poate că lucrurile au intrat într-o rutină, într-un firesc și nu simțiți nevoia vreunei schimbări. A sosit timpul să vă îngrijiți și de voi și de sănătatea voastră, să recuperați din orele de somn pierdute, să vă bucurați din plin de realizări recente. Fecioară, veți putea constata cu surprindere și cu bucurie că s-au evaporat neînțelegeri recente și reveniți la termeni amicali. Ba poate chiar reluați un program de întâlniri și de discuții interesante în timpul vostru liber. Veți ajunge poate să și colaborați, să faceți parte din aceeași echipă, proiect. Balanță. Ambiții. Gânduri că viitorul începe acum și nu trebuie să mai amânați o decizie, o acțiune, lansarea în afaceri. Doamnele care au trecut de vârsta biologică optimă și s-au axat pe carieră până acum, gândesc poate că un copil le-ar împlini, le-ar aduce echilibru și fericire. Scorpion. Poate că faceți acum o alegere legată de destinația de concediu sau porniți în luna de miere, chiar dacă urmează să vă căsătoriți mai târziu. La fel de bine, este posibil să aflați despre niște cursuri de vară, despre bursuri de studiu sau de cercetare și veți fi dispuși să schimbați reședința pentru o perioadă. Săgetător, așteptați cu nerăbdare materializarea unor promisiuni care vi s-au făcut recent sau demararea unui proiect. Gândiți poate să vă interesați de condițiile de creditare, de posibilitatea accesării unui credit pentru achiziția unei locuințe, eventual la unui teren pe care să vă ridicați o casă. Capricorn, în următoarea perioadă veți putea constata că eforturile voastre recente sunt apreciate așa cum trebuie, de către omul iubit, de client sau de public, după cum este cazul. Poate că veți observa și un alt gen de preferințe sau de nevoi ale pieței și veți căuta să le acoperiți, să vă adaptați oferta. Vărsător, un plus de sobrietate sau de realism. Ajungeți poate la concluzia că pentru a atinge nivelul dorit în domeniul care v-a acaparat recent, este nevoie de repetiții, muncă, antrenamente, experiențe. Sau poate va trebui să faceți și o investiție în echipamente, ustensile, aparatură de ultimă generație. Pești, excelentă stare de spirit. Se îmbină ambiția cu hotărârea, cu eleganța și cu fantezia. Sunteți gata să reveniți la termeni mai buni cu cineva față de care v-ați cam răcit în ultima perioadă? Sau poate că vă face viața o surpriză și vă scoate în cale pe cineva în urma căruia rămâneți cu impresie grozavă? Să avem o zi bună!